Hello, hello! Bine v-am regăsit! Hai să vedem care este energia zilei de vineri 17 septembrie. Pentru această zi, o zi complicată, avem aici Regina de Săbii. De ce spun că e o zi complicată? Pentru că din punct de vedere astrologic avem trigonul dintre Soare și Pluto, care momentan este în mișcare retrogradă, precum și cuadratura dintre Venus și Saturn, care la rândul său este de asemenea în mișcare retrogradă. Și asta ce mi-arată? Pe de o parte este o zi în care lucrurile poate să iasă bine cu niște acte, cu niște credite, în o relație cu o instituție publică sau privată, dar în același timp nu obții chiar tot ce ți-ai dorit. Sau nu obții lucrurile în maniera în care ți-ai dorit. Pentru că aici cuadratura dintre Saturn și Venus ne arată că acele lucruri venusiene, acele lucruri pe care ți le dorești, care îți fac plăcere, că e vorba de bani, că e vorba de dragoste, că poate să fie vorba pur și simplu de o pereche de pantofi pe care ți-ai comandat-o, pe care ți-ai cumpărat-o, în cuadratură cu Saturn vin cu niște restricții. Practic, oarecum primești ceea ce ți-ai dorit, dar atunci când primești acel lucru sau când vine acea persoană, îți dai seama că ceea ce îți doreai nu e neapărat cel mai bun lucru pentru tine. Și asta este o lecție foarte importantă de învățat și aici vine Regina de Săbii să ne clarifice acest lucru și să ne ceară să fim independenți. Așa că uită-te foarte atent la acele lucruri pe care le-ai obținut astăzi, pe care le-ai obținut cu greu, dar care nu te satisfac pe de-a-ntregul. Oare de ce nu ai această satisfacție totală? Pentru că aici Regina de Săbii vine și îmi dă așa un hint, o idee asupra posibilei cauze, dar ar fi frumos să ajungi și tu la această concluzie pe cont propriu. O să-ți dau așa câteva indicații, câteva direcții în care poți să o iei pe urmele Reginei de Săbii. S-ar putea să te nemulțumească vorbele unor oameni din jurul tău. Poate că atunci când îți faci coafura nouă, nu primești suficiente laude, suficiente aprecieri cât ți-ai dorit tu să primești. Și aici întreabă-te, de ce nevoia ta de aprobare din partea celorlalți este atât de mare? Pentru că aici ceva nu e ok, aici sunt niște lipsuri în interiorul tău pe care ar trebui mai întâi să le repari și pe urmă să vezi că o să-ți fie mai ușor să nu-ți mai pese atât de mult de gura lumii. Poate că partenerul sau partenera ta sau persoana care te caută, care îți doreai de multă vreme să-ți scrie sau să te sune, te sună, dar nu știu, lucrurile sunt puțin mai reci, sunt puțin mai detașate decât te-ai aștepta și aici, iarăși, uită-te foarte atent la tine însă. De ce ai nevoie de o legătură atât de strânsă și atât de apropiată? De ce nu poți să găsești mai multă plăcere și mai multă bucurie pe cont propriu? Pentru că Regina de Săbii asta știe să facă foarte, foarte frumos și foarte eficient. Știe să își găsească sursa de plăcere, de bucurie, de fericire, de împlinire în lucruri pe care ea însăși le poate controla. Nu se uită neapărat la partenerul sau partenera sa de viață pentru a primi validare, pentru a primi afecțiune în fiecare secundă, din fiecare minut, din fiecare zi. Are și țelurile sale proprii, are lucruri pe care vrea să și le îndeplinească, are obiective clar definite și atunci aduce în orice parteneriat, în orice relație de dragoste, o doză de independență sănătoasă. Da? Aici nu vorbim de o relație complet rece și complet lipsită de sentimente, ci pur și simplu de o persoană care poate să reziste o oră, două, trei, poate chiar o zi, două, trei, fără să își vadă partenerul, pentru că are suficientă încredere în relația sa, pentru că are suficienți prieteni în afara relației, la care poate să apeleze pentru socializare, pentru că are o viață echilibrată din toate punctele de vedere. Acum, în privința carierei, afacerilor, a situației voastre financiare, aici Regina de Săbii vă îndeamnă foarte clar să vă pregătiți. Să nu mergeți în nicio ședință, nicio întrunire, fără să aveți temele foarte bine făcute și mare, mare atenție atunci când luați o decizie în afaceri.
asigurați-vă că decizia, mai ales astăzi, asigurați-vă că decizia este făcută cu mintea și nu pe baza emoțiilor. Dacă te-ai regăsit în acest mesaj, îți recomand să asculți și etalarea lunară sau anuală pentru tine sau pentru partenerul, partenera ta, pentru o persoană de care ești interesată, pentru că acolo o să găsești detalii suplimentare pe care nu le pot da în etalările acestea scurte zi de zi. Mulțumesc că ai stat cu mine până la final, ne vedem și mâine. Pa, pa!